Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Bun, spune bună dimineața radioascultătorilor care tocmai au intrat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă salutăm, prieteni, și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi. Astăzi vom avea parte de o călătorie virtuală pe parcursul următoarelor 45 de minute. Invitatul emisiunii este Vitalie Guțu, jurnalist, blogger de turism, despre cu care vom discuta despre călătorii, despre tot ce este frumos. Bună dimineața, Vitalie, și bine ai venit la noi. Bună dimineața, Alex, bună dimineața tuturor radioascultătorilor. Cum reușești să te împarți între jurnalism, blogging, turism și fuga dimineața? Să știi că este pe de o parte complicat, pe de altă parte este ușor dacă îți programezi timpul. Referitor la blogging, să începem de aici. Pentru mine deocamdată sună foarte tare. Nu sunt un... adică fac primii pași în acest domeniu și mă refer la faptul că în curând voi lansa, după cum bine știi, blogul de turism călătoricugust.com. Bun, ideea se coace de ceva timp și mai exact cam 2-3 ani, dar mi-am zis eu așa înainte de Revelion, înainte de finalul anului 2017, zic că a venit timpul ca experiența mea în țările pe care le o trăiesc acolo, în diverse localități, chiar și din Republica Moldova, cumva să o împart și publicului care mă urmărește la televizor sau citește și site-ul moldovanou.com pe care îl gestionez. Da, vă vorbi și despre Moldova Nouă și vă vorbi despre faptul cum dorești să exploatezi acest site din punct de vedere turistic, pentru că un jurnalist vine în informarea populației, îi ajută și de ce nu să mai apară un nou blog care să fie dedicat călătorilor, pentru că consumatorul obișnuit din alte domenii să intre și să vadă destinația, să vadă recenziile tale și să spună, da, merg acolo, îmi place. Corect. Să știi că sunt foarte multe bloguri apropo de turism, chiar și pe piața din Republica Moldova. Și cineva m-a întrebat dacă nu risc prin faptul că iată, lansez această platformă de a-mi expune gândurile și experiența trăită într-o țară sau alta, sau într-o localitate din Republica Moldova sau alta. Și am zis că, măi, poate risc, dar de ce să nu o fac? Pentru că, na, tu o să accesezi acest blog și te vei inspira, sau celălalt la fel, și zic, de ce să nu se inspire și alți oameni? Blogurile în general în Republica Moldova, dar și în lume, ocupă într-un fel sau altul un loc al său în spațiul mediatic și în același timp blogurile de călătorie vor înlocui într-un fel sau altul ghidurile de turism. Vreau să te întreb... Și poate când... ghizii. Sau, da. În același timp, atunci când se face un vlog sau un blog... Oamenii, cei care sunt beneficiari sau cei care urmăresc aceste bloguri, de multe ori se manifestă negativ și spune, mare treabă să faci un blog, dar în același timp este necesar să ai și arta de a scrie sau arta de a reda. Corect. Cum te gândești să aduci sau să atragi publicul pentru a urmări acest blog? Cum te gândești să faci ca acest blog să fie unul inedit pentru spațiul nostru? Da, și în plus completez întrebarea lui Veceslav, care va fi acea vișinică de pe tort a blogului tău? Asta e una și vreau să afirm, este, da, cum ai spus, Veceslav, este corect, dacă povestești și te exprimi cu gust, cel care te privește îi se face poftă. Nu zadar se numește blogul Călătorii cu gust. Să știți, eu vreau să cred că știu a scrie, pentru că, bun, am ceva experiență în a scrie și la televizor, pentru televiziune, da, deși sunt texte laconice, pentru că telespectatorul mai mult se uită la imagine decât la text, dar și iată, am
aproape 3 ani de când gestionez moldovanou.com, acolo cumva scriu altceva și mai desfășurat. Uite, aceste două experiențe pe care eu le trăiesc îmi vor ajuta ca să redau acea călătorie sau să descriu orice locație pe care aș vrea eu să apară pe blog. Asta una la mână. Doi la mână, foarte mult contează și eu o să merg pe faptul, pe acest blog, elementul fotografic, da? Foarte mult contează cum redai o imagine sau alta, cum o fotografiezi și astfel utilizatorul, când accesează blogul, se inspiră și vede, mă, uite, când voi merge eu în Portugalia sau în Franța, acolo unde am fost și eu, da, o să merg la un local sau la o cafenea sau la turnul Eiffel și așa mai departe, pentru că o să se inspire. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când merg eu în străinătate și când călătoresc, accesez diverse bloguri, pentru că vorba ta, ele cumva înlocuiesc ghizii și nu-ți mai ai nici un ghid care la hotel când te cazezi, da? La recepție îți propun ghid și așa mai departe și nu ți-l mai ai pentru că tu ai acces la internet sau sunt diverse aplicații cu diverse bloguri de turism și te ghidezi după ele. Uite, cumva acest blog Călătorii cu Gust se vrea ca o recomandare pentru cei care o să meargă în străinătate sau chiar în Republica Moldova. Și, spre exemplu, ar fi bine, pentru că fiecare blogger are ochiul său și dacă faci acest lucru, dă atenție la elemente pe care simplu turist poate să le omită. Spre exemplu, eu vreau să merg la Sinaia, mă uit pe blogul lui Vitalie și Vitalie spune, fiți atenți pe acest traseu, drumul care șerpuiește la înălțimea X, este o mică primejdie și o voi ține cont. Spre exemplu, ca turist, tu te vei strădui să vorbești și despre acest lucru și mă interesează pentru gurmani, dacă e cu gust, va fi și bucătăria tradițională inclusă a destinațiilor. E adevărat, pentru că aș vrea, imediat spun despre bucătăria tradițională fiecare localități, dar spuneam la începutul discuției despre riscuri, da? Da. Dacă e ok sau nu să-ți deschizi un blog de turism în avalanșa tuturor platformelor de turism, uite că tu, fiind un blogger de turism, eu, Veceslav, uite și mergem în aceeași localitate, da? Tu vezi într-un fel, eu deși eu altfel și al treilea la fel. Despre aceeași localitate. Și oamenii când merg, spre exemplu, în Sinaia sau chiar la Orheiul Vechi, despre renumitul Orheiul Vechi s-a scris mult, da? Deci, în orice platformă de blogging o să vadă ceva inedit, ceva diferit. Bun. Să trecem la bucătăria națională sau tradițională. Blogul Călătorii cu Gust va avea mai multe rubrici, printre care delicii culinare. Uite, în această rubrică delicii culinare vom plasa bucate tradiționale sau bucate specifice localității unde va merge eu, da? Merge eu, Vitalie Guțu. Și acolo vom descrie cu lux de amănunte despre bucata respectivă, despre cum se prepară, nu doar că ce-a adus-o pe tavă, da? Dar de cum se prepară, care sunt indicațiile bucătarului șef și așa mai departe. Recomandări, da. Veceslav, îți închipui noi doi prin România și haide restaurantul că ciorba de burtă conform blogului lui Vital este gustoasă în restaurantul X, mergem acolo. Da, e așa. Este important să îți faci un plan. Ai planificat cumva pentru a un blog este de fapt urmărit atunci când există content permanent pe el și dacă ai un plan care vor fi călătoriile următoare, de exemplu, sau
care este locul, de fapt, a Republicii Moldova, pentru că, din câte am înțeles, vei descrie și localități din Republica Moldova și care este locul în acest blog, cât de periodic va fi această descriere despre Moldova. Da, la fel pe blogul Călătorii cu Gust va exista rubrica Moldova Azi, o rubrică în care vom include frumusețile Republicii Moldova, a localităților din Republica Moldova, poate mai puțin cunoscute sau chiar și cunoscute, dar, cum am mai spus, privite dintr-un alt unghi și poate asta o să dea un plus de valoare, pentru că eu, ca jurnalist, știi să observi unele detalii. Unele detalii, da. Și am mai făcut la TV și campania Moldova Mea, care la fel am descris altceva. Chiar dacă am mers cu un grup de turiști sau jurnaliști, am descris altceva. Vorba ta, exact, trebuie să ai un plan bine pus la punct pentru a vedea când o să apară, cu ce localitate. Uite, acum se lucrează la acest detaliu, pentru că site-ul încă nu este lansat. Urmează în cel mai scurt timp, eu sper, până în prima jumătate a lunii februarie să fie lansat site-ul și încă nu ne-am gândit în ce localitate sau ce localități vor fi incluse primele, da, pe blogul și anume la rubrica Moldova Azi, dar se lucrează în această direcție. Deci blogul tău, după cât îmi dau seama, va fi un blog care va promova și Republica Moldova ca destinație turistică. Da, da, da. Și vreau cu tot din adinsul să lucrez și cu centrul, să colaborez mai exact cu centrul de informare turistică din Republica Moldova, care s-a deschis recent și își are sediu aici în centrul Chișinăului. Da, pentru că asta te ajută cumva și să ții legătura cu diverse, eu știu, proprietari de pensiuni sau de cabane în Republica Moldova, cu turiștii care vin în Republica Moldova. Și iată, apropo, am vorbit cu un blogger care a fost cu 2 ani în urmă, dacă nu mă înșală memoria, în Republica Moldova, este din Franța, un blogger de vinuri, și l-am rugat respectuos să scrie despre experiența sa în Republica Moldova. Uite, și pe acest blog o să apară și un alt punct de vedere, da? Cum a trăit un francez experiența aici pe câteva zile. Nu. Ideea mult. Asta îmi place mult de tot. Da. Eu o consider deja una deosebită, una care va caracteriza doar blogul tău. Da, și uite, am stabilit relația și aștept acum impresiile de călătorie a respectivului turist, care recent a luat și un premiu cu cel mai bun promotor al vinurilor din sudul Franței. Eu, adică noi putem să-ți mai recomandăm pe Gabriel Mărgineanu, bunul nostru prieten, președintele Asociației Patronale Industriei Turismului din Republica Moldova, dacă îl cunoști. Îl cunosc, da. Este un om deosebit și este foarte receptiv și să știi că te poate ajuta cu multe. Uite, o să apelez. Chiar nu m-am gândit la domnia sa, dar o să apelez. Oricum la... vom pune și noi pile, Veceslav. Da, pentru deci, cine știe, poate aducem blogul tău și pe frecvențele noastre, poate reușim cumva să stabilim un parteneriat, colaborare, o colaborare, pentru că... Cu mare drag, da, trebuie să vorbim, să punem la punct detalii. În general, destinațiile turistice, mai ales cele din Republica Moldova, trebuie să fie promovate și... Trebuie să promovăm și în rândul ascultătorilor noștri, de ce nu? Pentru că trebuie să recunoaștem, Republica Moldova ca destinație turistică de multe ori se limitează la Orheiul Vechi, da, la Milești Mici și combinatul Cricova în subsoluri. În același timp avem locuri pitorești, în același timp avem rezervații care pot fi vizitate. Bucătărie deosebită. Da. Și bucătărie nici nu mai spun nimic. Zona de centru, zona de sud, de asemenea, este bucătăria deosebită și este diferită. Corect, corect. Și încă un aspect foarte important este faptul că acest blog sau această platformă o să promoveze și oameni.
nu doar, deci mergem la Orhei Vechi sau în altă localitate, nu știu care, din nordul sau sudul Republicii Moldova, dar o să povestim și istoria oamenilor care fac ceva pentru a-și promova localitatea, a-și promova un anumit lucru sau meșteri populari. Sau, exact, meșteri populari pentru care poate care nu sunt cunoscuți, dar ei merită să iasă la rampă și oamenii să știe, să cunoască despre acești meșteri populari. Dar vreau să te întreb, pentru că suntem la un post de radio ecologic, vei promova și turismul ecologic? Da. E evident, pentru că și una la mână, pentru că este la modă. Din nu știu dacă este din păcate sau din fericire, dar din fericire. Din fericire, da? Ok. Pentru că dacă spui că este la modă, cumva este în trend. Este în trend, da. Acest lexem este mai potrivit. Da, este în trend. Și trebuie să educăm utilizatorii și vizitatorii platformelor online cu faptul că există și turism ecologic, cum există turism de aventură, turism tradițional, turism rural, turism religios, da. Exact, religios și tot soiul. Apropo, referitor la turismul religios, da, vei de asemenea avea o... De ce nu? Nu am o rubrică aparte, dar în cazul în care mergi la o mănăstire, discuți cu un preot sau mergi la o biserică catolică, discuți cu un... Pentru că și aici sunt niște reguli pe care trebuie să le respecti, făcând turism religios. Trebuie să le respecti și dacă o să abordezi și acest aspect, atunci vei fi mai mult apreciat, pentru că cumva cuprinzi o paletă mai largă a tot ce înseamnă turism, călătorie. Dar dacă și, cum se spune, dacă mergi, spre exemplu, la o mănăstire și ești informat, riști să fii primit așa cum se cuvine, să nu ți se facă observație că te nu ai venit îmbrăcat decent, că nu ai... Este un lucru foarte important. Eu, spre exemplu, cu un grup de turiști m-am deplasat la o mănăstire unde jumătate de autocar pur și simplu nu era pregătit. Fetele, majoritatea fetelor au rămas în afară, nu au vrut să intre pentru că nu erau adecvat îmbrăcate. Îmbrăcate, da, adecvat. Da, să știi, chiar nu m-am gândit la acest lucru, dar este o idee foarte bună. Dacă e să facem, pentru că ai făcut cu siguranță un mini sondaj intern, așa, înainte de a lansa blogul, care au fost destinațiile despre care ai scris sau pe care le-ai prezentat, care au strânit un interes mai mare decât una față de alta, de exemplu? Știi, nu știu dacă, nu neapărat am făcut un sondaj, dar mesajele, comentariile venite pe contul meu de Instagram, când am lansat eu deci mi-am făcut eu cont pe Instagram, cumva asta m-a motivat să deschid această platformă online de călătorii cu gust și cele mai multe like-uri și comentarii au adunat fotografiile cu bucate. Pentru că și cu locuri de asemenea, dar comentariile așa foarte multe au venit la pozele cu bucate. Am o deosebit atracție față de bucate, poate se vede și pe mine. Bucate bune și fac eu îmi doresc să cred că fac fotografii ok, nu sunt profesioniste, adică să nu creadă că sunt un fotograf profesionist, dar ceea ce apare pe contul meu de Instagram și ceea ce va apărea în blog, eu cred că fotografiile o să lasă gura apă și asta m-a motivat în primul rând. Eu știi încă cine mă mai ajută în ornamentarea, eu știu, bucatelor, a mesei respective ca să iasă poza perfectă? Mă ajută prietena mea sau iubita mea, care are un dar deosebit de a aranja cumva și a decora o anumită masă.
Și poate poza se datorează sau frumusețea pozei se datorează și acestui fapt. Dar totuși, grație pozelor de pe Instagram, au venit niște reacții de la cei care te urmăresc pe Instagram și te-au motivat să realizezi acest blog, eu bănuiesc. Pentru că îmi dau seama, călătorești mult, îți place, ai o dragoste față de turism, dar ei au alimentat, ți-au dat un imbold. Da, păi asta și spuneam, știi cum, multă lume călătorește, dar spun, avalașa asta de comentarii și mesaje, că uite, aș vrea și eu, sau savurează și din partea noastră această bucată, sau locul în care ești, sau la înălțimea Mont Blancului unde am fost, da? Asta m-a motivat și asta voi încerca să distribui pe platforma online călătoriecugust.com. Care sunt destinațiile de vis ale lui Vitali Guțu? Destinațiile de vis? N-ai dorit, spre exemplu, de pe o piramidă să faci un vlogging? Sau care sunt cele lucruri frumoase? Adică, eu visez foarte mult să ajung și în țările scandinave. Mi se pare acolo așa o lume mai deosebită. Deși nu este foarte departe, da? Cum mergi, spre exemplu, în Africa sau în Australia. Noroc de faptul că astăzi putem călători oriunde în lume. Și destinația mea la care visez eu foarte mult este, cum am spus, țările scandinave. Acolo să chiar recent am vorbit cu cineva și mi-a fost lansată o invitație să merg acolo pe câteva săptămâni ca să fac poze, să discut cu oameni și uite, mă gândesc când să-mi iau bilet și să plec înspre acolo ca să pe viitor să apară și pe blog să vă inspirați și voi și să citiți. Poate să mergeți și voi. Poate, de ce nu? Vreau să te întreb dacă deja ai un bagaj de informație, dacă undeva ai crezut că totuși pe viitor voi face un blog sau, fără să te gândești la blog, ai anumite materiale deja adunate. Materiale adunate sunt câteva și o să apară, când o să lansez acest blog, o să apară materiale recente care eu am revenit de la începutul ianuarie din Elveția și o să apară de acolo câteva articole interesante, pentru că am fost în Geneva, Lausanne, Montreux și de asemenea am descoperit anumite bucate interesante, oameni cu care am discutat și un lucru la fel de important este că pe acest blog vor apărea și filmulețe video, nu doar articole de tip scris, o să apară și video care o să spun ceea ce trăiesc, ceea ce gândesc la momentul respectiv. Vitali, de fapt, reamintim ascultătorilor și celor care ne privesc pe pagina noastră de Facebook, Vitali Guțu, jurnalist, blogger de turism, este invitatul dimineții. Am o întrebare despre blogul tău. Deci, arta de a scrie, am înțeles, scrii și pentru site-ul Moldova Nouă. Și la TVR e producător. Și la TVR este producător. Am vrut să ajung la sfârșit. Scuze, tac. Avem un plus, fotografiile care le pui pe Instagram. În afară de asta, avem pe blog vor fi prezente și materiale video, din câte înțelegem. Da. Avem materialele video ne permit să extindem ceea ce scriem, ne deschid ochii într-un fel sau altul, deși imaginația atunci când citești deja este. Nu există riscul să te captiveze blogul, pentru că se spune bloggingul în general sau vloggingul va ocupa undeva, va ocupa locul televiziunii într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat. Să te captiveze total și să produci doar materiale pentru blogul tău, de exemplu. Știi, această idee bântuie în capul meu de ceva timp, că la un moment dat să pun capăt activității mele în televiziune și să mă dedic trup și suflet tot ceea ce înseamnă online, Moldova Nouă sau călătorii cu gust. Și acest
lucru sau acest sfârșit se apropie. De ce? Mă refer la cariera de televiziune. Deocamdată. Da, nu exclud ca peste câțiva ani să revin din nou la televiziune, pentru că o emisiune televizată despre călătorii la fel este foarte privită, știi? Da. Și telespectatorii la fel cer acest lucru. Dar, vorba ta, mă captivează tot ce înseamnă online și tot mai mult și mai mult dedic timpul meu platformei moldova9.com și uite, pe acest site informativ va apărea și blogul Călătorii cu Gust și cred că încet, încet cumva activitatea se va transfera pe online. Eu mă idee, Vecislav, noi ori de câte ori mergem în afară, unul dintre noi luăm și drapelul Ecofem și facem câte o poză. Trebuie să-i facem cadoul lui Vitalie un drapel Ecofem. Da, super tare. Foarte bună idee. Astfel deci, promovați Ecofem oriunde v-ați aflat. Astfel punem pe harta Ecofem, punem punctele unde se ascultă, pentru că nu este un secret, acolo unde mergem, acolo îl promovăm, acolo îl distribuim și cei care sunt, fie că sunt turiști, care sunt aleatori în acea localitate, fie că sunt localnici, ei ascultă. La fel o facem și în localuri, dacă mergem într-un local, îi rugăm cel puțin să pună, pentru că internetul ne permite să dezlegăm mâinile la ceea ce ține de area de acoperire. Vreau să te întreb, National Geographic sau Discovery Channel, sunt de fapt multe emisiuni din ele și ceea ce ai spus tu că ai vrea să faci blogging, poate să renunți la televiziune, într-un fel sau altul, ele sunt, aceste programe, aceste emisiuni, de fapt, sunt și ele un fel de blogging, pentru că acel prezentator care de mici ne încânta cu nu mi-amintesc acum, căutătorul după crocodili sau care a și a sfârșit într-un fel sau altul viața, tot în filmând emisiuni despre acel realizator din Australia. Știu, da. De fapt, aceste emisiuni sunt și ele, doar că blogul este o variantă mai light. Dar muncă se depune la fel de mult. La fel de mult muncă se depune, pentru că atunci când realizezi un video, cât de scurt nu ar fi, și îl plasezi pe online, pe un blog sau pe un site, la fel se muncește ca într-o redacție de televiziune, pentru că materialul video îl copiezi în computer, după care îl importi într-un program de montaj ca să arate cumva atractiv și să prindă la public, la utilizator, trebuie să-l și montezi adecvat, să pui diverse efecte, eu știu, poate niște cuvinte cheie, niște titluri, muzică și la fel. Deci, ca să prindă, trebuie să muncești și la materialul video. Doar că de multe ori se întâmplă că trebuie să le faci pe toate tu, pentru că într-un fel sau altul ești mai limitat la acea echipă, cameramani, regizori. Da, dar nu este o problemă, pentru că astăzi trăim într-o lume în care o singură persoană poate face multe lucruri. Eu chiar am și scris teza de master pe tema jurnalismul convergent. Uite, acest lucru încerc să-l fac eu. Un jurnalist convergent înseamnă un jurnalist care filmează, fotografiază, înregistrează audio, vine în redacție, montează și așa mai departe și uite, el de unul singur face un produs media cât de cât atractiv pentru publicul său. Și noi suntem de această părere, pentru că din start, când vorbeam de radio, suntem de părere că la un post de radio și femeia de serviciu sau de ridicătoare trebuie să cunoască cel puțin unele programul de emisie și unde sunt acele canale pe pupitru, că dacă se întâmplă ceva să reacționeze. Exact, se poate reacționa la timp. Vitalie, mai am o întrebare. Aflându-mă într-un aeroport din Italia, am urmărit, alături ședeau jurnaliști, se vedeau că sunt jurnaliști și lucrau la laptopuri. Domnișoara chiar stătea și monta un programul un video, de editare video, monta video, probabil că pregăteau o ediție a unui vlog
Vreau să te întreb dacă ai avut și tu în experiența ta situații când nu aveai răbdare să ajungi acasă, să te așezi frumos la calculator și te apucai să scrii chiar nemijlocit, de fapt, ajungând în aeroport atunci când ai un repaus foarte scurt. Da, când ai acea stare să vadă și lumea euforică, și am văzut și cât mai repede. Exact. Cât mai repede. Da, tocmai și asta caracterizează, eu știu, jurnaliștii care activează pe online. Nu mai așteaptă să meargă în redacție sau acasă, da, să-mi pun un ceai și să înceapă a edita un text și sau o fotografie. Uite, am avut, deci laptopul merge mereu cu mine, da, și când ai un pic de răgaz, 15 jumătate de oră pe aeroport sau la gara feroviară, oriunde ai fi, ai deschis, conectare la internet, imediat ai pus trei propoziții, o fotografie, cumva lansezi, da, mingea la fileu și ca utilizatorii și cititorii tăi să se informeze cât mai repede despre unde ești, ce faci, ce alte bucate, ce vinuri ai mai degustat și așa mai departe. Și după care revii în redacție sau acasă și detaliezi cumva acea euforie pe care ai trăit-o într-o experiență turistică sau alta. Site-ul Moldova Nouă este un, să-i spunem, un preludiu a vlogului tău? Nu, site-ul Moldova Nouă este prima mea dragoste. Dacă ne-am dat în asemenea terminologie. Da, prima mea dragoste. Site-ul Moldova Nouă este un proiect de suflet la care eu cred că nu aș putea renunța niciodată, chiar dacă recent am avut oferta ca acest site să fie cumpărat de altcineva, da, să-l vând, și am spus, bun, se dădea o sumă frumușică, dar eu cred că acea sumă în câteva luni nu mai este și nu ai nici bani, nici site-ul. Și am spus nu, site-ul îl dezvolt în continuare. Și spuneam, site-ul este o platformă informativă, da? Unde acolo plasăm știri din diverse domenii, mai puțin politic, ca să cunoască radioascultătorii, mai puțin politic. Politicul merge doar atunci când se întâmplă ceva wow în țară sau peste hotare. Mergem, povestim oamenilor despre artiști. Avem o rubrică Povestea din atelier. Acolo mergem în atelierul unui artist plastic, a unui pictor, a unui sculptor. De asemenea, avem Vocea diasporei, legătura cu conaționalii noștri din străinătate. Avem tabloul de weekend. Cumva tabloul de weekend vine să completeze, eu știu, și blogul Călătorii cu Gust, pentru că putem prelua de la Călătorii cu Gust și plasa în tabloul cu de weekend diverse imagini fenomenale care să inspire oamenii și multe altele. Deci Moldova Nouă va exista, prima dragoste niciodată nu se uită și cumva trăiești până nu mai ești cu ea. Deci, care consider că este scopul principal? Mai mult vei lucra în promovare, spre exemplu, a Republicii Moldova ca destinație turistică sau vei promova mai mult alte destinații din afară? Deci, și una și alta. Pentru că blogul Călătorii cu Gust vine ca niște recomandări pentru cei de acasă din Republica Moldova, dar și pentru turiștii care vor să vină în Republica Moldova. De aia Oameni și locuri, rubrica Oameni și locuri va fi dedicată cetățenilor din Republica Moldova care vor să meargă în străinătate, dar acolo vom povesti despre locuri din străinătate. La rubrica Moldova Azi vom plasa materiale cu localități și frumusețele din Republica Moldova și astfel turiștii care vor să viziteze țara noastră să se informeze din rubrica Moldova Azi de pe site-ul Călătorii cu Gust. Uite, cumva să împăcăm aceste două
tabere. Știi la ce mă gândeam eu? Ia spune. Mă gândeam totuși apăr interesele bărbaților în acest moment. Spre exemplu, este un campionat de fotbal. Mhm. Și mulți dintre noi și-ar dori să meargă la acel campionat. Sau, spre exemplu, extraordinarul festival Oktoberfest. Așa. Eu cred că vei fi obligat să mergi acolo să transmiți, să transmiți acea atmosfera, energie, acea energie, stare. Da? Da, da, da. Bun, iată, cu fotbalul nu-ți promit că nu sunt amator. Dar cu Oktoberfest îți promit că voi relata. Și blogul ăsta vine cumva și ca o responsabilitate. De acord. Da, pentru că tu ca blogger de turism sau om care scrii despre călătorii și turism, ești obligat să informezi publicul tău despre cele mai importante evenimente care se întâmplă în lumea întreagă. Pentru că foarte mulți turiști, chiar și din Republica Moldova, vor să participe la Oktoberfest, da? Și poate nu cunosc engleza sau franceza și caută în română, da? De ce să se informeze de pe un blog din România dacă pot să se informeze de pe o platformă online de Republica Moldova despre evenimentul cu respectiv? Cu cât este mai departe blogul, nu știu, parcă ar fi mai puțin credibil. Asta este când este cineva pe care l-ai văzut la televizor. Da, și care este cumva aproape de tine, da? Moldovean, basarabean, așa că ai încredere în ceea ce scrii. Aș vrea să ne povestești despre echipa cu care lucrezi, să ne spui cine stau în spatele portalului moldovanou.com și dacă se vor regăsi ei și în echipa blogului tău. Nu știu dacă se vor regăsi în echipa blogului meu. Noi suntem o mână de oameni. Moldovanou.com a apărut tot așa dintr-o idee și din entuziasm. Eu cu un coleg de-al meu care se află în Canada. El sau noi edităm acolo în Canada ziarul Moldova Nouă, dedicat diasporei, da, cetățenilor Republicii Moldova, dar și României din Canada. Și el are misiunea ca el, ziarul se editează o dată în lună și are misiunea ca să împartă această publicație cititorilor acasă, să ajungă acest ziar la ei acasă din prima sursă. Uite, noi am început cu ziarul și am zis de ce să nu avem și online. Da? Și am decis să facem moldovanou.com ca un portal de știri. Și astăzi moldovanou.com este pe piața mediatică din Republica Moldova. Este cunoscut, sau cel puțin eu așa. Este cunoscut, vreau să cred. Eu dintr-o parte, da, se vede mai bine. Asta mă bucură. Și materialele care par pe moldovanou.com sau cele mai importante și cele mai interesante se regăsesc și pe paginile ziarului Moldova Nouă din Canada. Uite, chiar vorbisem săptămâna trecută cu colegul meu și Moldova Nouă ca ziar o să apară și în Italia. Deci încercăm să ne extindem încet încet. Acum colegii noștri din Italia urmează să facă un business plan ca să vedem riscuri, da, unde vom reuși, unde mai puțin, ca să vedem cum, în câte exemplare să edităm ziarul și așa mai departe. Ziceam că suntem o mână de oameni pentru că el lucrează acolo de unul singur. Are misiunea de a publica și a edita ziarul și de a atrage publicitate. Eu aici gestionez platforma online și mai sunt încă 3 persoane care scriu pe acest site. Am înțeles problema echipei. Dar vreau să te întreb... De ce problemă? Nu, adică care este întrebarea okay. despre echipă? Dar care este acea echipare care o pregătești tu pentru realizarea blogului? Și știi cum? Chiar și la... Ai avut cazuri când pur și simplu nu ai scos la moment camera de fotografia sau de filmat, când ai pierdut momentul. Corect. Tu cam... Înțeleg că ai...
cameră Pro Go sau cum se numește Go ea. GoPro. Go, da, invers. Ai aparat de fotografiat, ai în cât timp repede te-ai echipa pentru a reflecta un eveniment care uite, l-ai observat într-o deplasare, într-o călătorie așa ad hoc? Să știi că atunci când ies din casă sau dintr-o cameră de hotel, bagă aparatul de fotografiat în gât, laptopul stă pe umăr și de obicei nu merg de unul singur, da, sunt cu prietena mea și ea, dacă eu nu observ ceva, ea observă, da, și hai fă așa, așa. Și cumva ne completăm reciproc. A avut asemenea cazuri când dau seama dacă ești echipat. Corect, da, da. Am avut cazuri și chiar regretam că nu aveam aparatul de fotografiat cu mine sau telefonul mobil ca să surprind acea imagine sau acel caz. Pentru că ai vorbit, ai amintit de hotele. Vei face și recenzii la unele hotele? Da, de ce nu? De ce nu? Pentru că e un lucru important. E foarte important lucru, pentru că foarte multă lume își dorește să meargă într-o țară sau alta, dar să nu cheltuie foarte mulți bani pentru cazare, pentru că îți dai seama, într-o cameră de hotel vii doar seara, da? Faci un duș, te culci și dimineața tare ești în picioare ca să mergi să explorezi locul în care ești. Așa că foarte important este și hotelul în care te cazezi. Sunt de acord. Și, sau pe acea pensiune. Sau pensiune, da, sau cabană, e adevărat. Atunci când călătorim în străinătate, la noi mai puțin se observă acest lucru, un vlogger sau un blogger este cunoscut din mulțime mergând cu acea cameră GoPro sau mergând cu, bun, de altă marcă, în același timp sau în același timp filmează foarte și cred că și tu o faci, foarte mult material video ai. Da. Ai avut vreodată senzația că ai pune și asta, și asta, și asta, nu prea ai edita mult din video care e scos, dar în același timp îți dai seama că este necesar să mai tai câte ceva pentru a nu lungi mult vorba, de exemplu. Da, sau... și mai ai aici o deprindere de jurnalist, știrist, producător, care trebuie într-un timp scurt să redai multă informație. Uite, nu am avut acest gen de experiență, pentru că vorba lui Alex, activând într-o redacție de știri, cumva deja mi-am format acea abilitate ca tot ceea ce văd și multitudinea de lucruri care se întâmplă în jurul meu să o redau în foarte scurt timp, da? Într-un minut, într-un minut și jumătate, să redau complexitatea, eu știu, locului sau evenimentului. Uite, chiar dacă filmez foarte mult, nu-mi este greu ca să aleg imaginele reprezentative și să le coagulez într-un filmuleț video și să-l postez ca ulterior utilizatorii să se informeze de acolo. Vitalie, putem afirma cu siguranță că vlogul tău deja este urmărit într-un fel sau altul înainte de lansare și cred că este așteptat. Deja așteptat, deja. Da. Da, eu vă mulțumesc și sper că este așteptat. Acum lucrăm la logo-ul blogului. Emblema blogului este realizată de un grafician din România, Bogdan Berar, așa că așteptăm în cel mai scurt timp ca să apară și emblema acestui site și de călătorii. Referitor la filmulețele scurte, pe vizitatorii le plac filmulețele scurte, pentru că conform unor statistici... Deci nu ai timp să derulezi minute în șir ca să... Așa, într-un minut, maxim un minut și jumătate, ai redat tot ceea ce ai vrut ca utilizatorul să cunoască despre un loc și vorba ta, utilizatorul imediat face așa salturi pe internet imediat să cunoască despre acea destinație. În același timp trebuie să redai toate emoțiile pe care le-ai trăit pentru a putea într-un fel sau altul atrage acel
acel utilizator să mai intre o dată pe corect, monitor. Corect, corect. E, referitor la maniera în care vei reda, pentru că am amintit de acel vânător de crocodili care, de australian, avea o metodă interesantă. Wow! Yeah! Ah! Era, știu eu, neobișnuit, dar o atrăgea. Maniera de a reda tot ceea ce trăiesc este foarte simplă. Așa cum sunt eu ca personalitate, așa voi reda și destinația respectivă. Și sper astfel ca utilizatorii să mă îndrăgească. Na, îți dai seama voi că... Voi fi firesc. Da, voi fi firesc, pentru că asta și fac și în emisiunile mele de televiziune. Sunt așa cum sunt... Și eu cred că telespectatorii mă iubesc așa cum vin și redau un eveniment sau altul în fața lor. Vitalie Guțu, jurnalist, blogger de turism, a fost invitatul dimineții, pentru că timpul rezervat emisiunii se apropie de sfârșit. Salutări colegilor de la TVR Moldova din partea postului de radio Eco FM. Mulțumim. Vitalie, îți mulțumim mult că ne-ai vizitat și îți urăm succes în activitatea pe care... Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a vorbi despre blog și despre Moldova Nouă. Și aș vrea să specific un lucru celor care ne ascultă, să nu creadă că eu mă poziționez ca un blogger profesionist, pentru că sunt bloggeri care fac turism chiar și în Republica Moldova foarte bine și scriu despre destinații turistice foarte bine, să nu creadă că le iau pâinea. Fiecare are dreptul, da. Și de aia am decis să mă lansez și pe această filieră ca să cunoască, eu știu, destinațiile și dintr-o altă perspectivă, din perspectiva unui jurnalist. Da, da. În final, vroiam să te mai întreb, da. Ai un vis să ajungi cumva la unul din canalele sus menționate, de exemplu, cu blogul tău, să ajungi la National Geographic, de exemplu, sau la Discovery? Nu m-am gândit, dar este un vis la care aș tinde. Știi, e foarte plăcut și foarte fain ca blogul tău sau materialele pe care tu le realizezi să fie preluate de un de o instituție media din străinătate sau solidă. Sau să facă referire la ceea ce ai scris tu. Îți râde inima de fericire. Noi asta ți urăm după prima jumătate de an de activitate. Să dea Domnul. Numai bine. Ciao, ciao. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.